Jandarmi la ziua unui copil bolnav din Craiova. Înarmați cu tort, cadouri și o diplomă pe care scria jandarm pentru o zi, reprezentanții jandarmeriei au descins la școala unde învață băiatul și au întrerupt ora de dirigenție. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. A fost o surpriză foarte mare. Sunt mândru că sunt români, pentru că avem jandarmeria noastră. De mic îmi plăcea foarte mult uniforma, chiar și armele îmi plăceau. Iar pe la 12 ani mi-am dat seama că îmi iubesc foarte mult țara, când ascult foarte mult cântece militare și mă emoționez foarte mult. Cum vă spuneam, și uniforma îmi place și la 14 ani am decis să urmez liceul militar, dar din păcate nu am putut, am căzut la proba medicală și chiar n-am putut, dar sper că voi putea, încă nu mă las. Acesta este planul meu pentru viitor. Gestul jandarmilor i-a uimit și pe colegii băiatului. Nu mă așteptam la așa ceva și pentru el este o surpriză foarte... Crezi că s-a bucurat? Da, chiar s-a bucurat și nu o să uite niciodată. Ideea a plecat de la niște e-mail-uri primite de la o persoană care cunoaște acest băiat și ne-a relatat toate problemele pe care acesta le are, inclusiv faptul că foarte mult jandarmeria, însă din anumite probleme medicale acest lucru nu este posibil. Totodată ne-a spus faptul că are și o situație familială destul de modestă, fapt pentru care astăzi ne-am prezentat aici și cu un tort, pentru că este și ziua lui de naștere, dar și cu alte cadouri și alimente pentru el și pentru familia sa. Iar surprizele nu s-au oprit aici. Jandarmii l-au îmbrăcat pe sărbătorit cu vestele lor și l-au plimbat cu dubele de intervenție.